Deci poți să mai spui o dată cum te numești? Da, Bărăți Tibor. Tibor. Și Da. sunt din penitenciar. Penitenciarul Giurgiu. Și confirm că ai fost maltratat de angajat? Da, da, da. În unele zone ale penitenciarului unde nu sunt camere. Asta se întâmpla când? În luna a treia, în martie. Chiar anul ăsta? Anul ăsta, da. Și ai reclamat asta administrației penitenciarului și n-au... Nu e la cine să reclam, pentru că dacă reclam o să fie mai rău. Nu s-a schimbat cu schimbarea puterii, nu s-a schimbat administrația penitenciarului? Poftiți? Administrația penitenciarului nu s-a schimbat de când s-a schimbat guvernul? Nu, nu. Sunt aceeași persoane. Și comportamentul e același. De cât timp ești la Giurgiu? De anul trecut, din septembrie mai exact. Încă nu ai anul? Nu, nu, nu am anul, dar am trecut prin foarte mult aici. Și la Iud sau unde ai mai stat era altfel? Ultima dată când am fost el, da, era altfel, eram cazat pe infirmerie, aveam condiții, era tot ok. Dar există și un penitenciar spital, da? Unde ar fi mai bine cu tratamentul. Da, da, da. Dar acolo nu are oricine acces sau cum se întâmplă? Nu că nu are oricine acces, dar și acolo e cu regimuri. Deci, pe penitenciar spital se ține regimurile de închis, semideschis și deschis. După cum a fost condamnarea și după cum e stabilit de instanță, nu? Da, dar pedeapsa mea prevede oricum închisul. Închisul primești de la 3 ani până la 10 ani. Deci tu oricum vrei la penitenciar spital pentru că ești bolnav și vrei mai aproape de casă. Da. Când te-ai văzut? Când te-ai văzut ultima dată cu mama? Cea de casa mea este la Iuri. Cu mama când te-ai văzut ultima oară? Când m-am văzut. A fost vreodată la Giurgiu? Nu. Am avut noroc cu pandemia asta pentru că s-au închis sectoarele vizită și mi s-au dat vizită online. Așa, ai putut să vorbești cu mama online? Da, am putut. Măcar? În funcție de programări, în funcție de persoană și... Măcar atât. Și dar suni la presă ca să ce să ceri? Păi, da, dar acum din data de 15 o să se taie. Deci acum, de la începutul martie, nu, de la mijlocul sau sfârșitul martie și până acum am avut vizitele astea online. Dar acum, din data de 15, de când se ridică unele restricții, iar o să fie tăiate vizitele și pentru că o să se deschidă sectoarele de vizită și la mine nu are cine să vină. Pentru că mama e în vârstă și e departe, la Târgu Mureș. Da, mama are 70 de ani. De asta vrei mai aproape de casă. Da. Pentru că efectiv nu mai rezist, mă doboară psihic, mă doboară fizic, moral. Ok, Tibor, am înregistrat și publicăm asta, dacă vrei, că înțeleg că pentru asta ai sunat la presă. Deci să înceteze maltratările, presiunile de la colegi de cameră, să fii mutat la spital pentru tratament HIV și mai aproape de casă, că nu poți vedea pe mama. Da. Da. Am notat. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc și eu pentru încredere. Sunt un înger pentru mine. Sper să ajute. Sper și eu.
Noroc, numai bine. Să trăiți o zi bună. Poate ne vedem când ești la libertate. Da. Noroc. Tibor de la Giurgiu. De fapt, el e din Târgu Mureș, dar l-au încarcerat la Giurgiu, nu știu de ce, pentru că e penitenciar nou, încăpător, dar mai că se spune că e singurul ungur de acolo și nu se simte foarte bine, e presat. La început îl maltratau gardienii, zice că acolo unde nu sunt carne, le lua pumni și picioare. Dar după aceea, când am făcut proteste pe la Administrația Națională a Penitenciarilor, de când am început să publicăm interviuri cu mama lui, zice că a început să-l preseze un deținut. Și au insistat pe la Administrația Penitenciarilor, am scris și noi scrisori, și înțeleg că l-au mutat în sfârșit pe deținutul acela, sau i-au separat, nu știu pe care, cum i-au mutat, dar i-au separat. Și acum e mai bine, dar omul sună și insistă că vrea să fie la penitenciar de tip spital, că are HIV și tratament și mai aproape de casă. Nu s-a auzit prea bine, dar mă mir că un deținut poate să ne sune la libertate. Și zici că cu ocazia pandemiei au avut ocazia să vorbească cu mama pe internet, că altfel mama, în vârstă fiind și departe fiind, nu poate călători să vină la el în vizită. Uite, așa e viața de pușcărie în gheata României.